scot și acesta. Sper să iasă și asta perfect. Deci, asta este îmbinătura cu popnit. Bine v-am regăsit, o să încerc să fac un tutorial astăzi despre cum să folosiți popniturile, cum se face nituirea cu popnituri, cum se folosește cleștele pentru nituit și de regulă la ce se folosește îmbinarea cu nit de acest fel. Eu am găsit prin atelier numai două tipuri de popnituri, ele sunt de diferite lungimi și diametre. Am aici două de cu grosimea de 4 mm și 15 ca lungime și mai am încă unul aici de 3 mm tot de 15. De regulă îmbinarea cu nituri se face, eu de exemplu le folosesc la prinderea jgheabului de la scurgerea pluvială de pe acoperiș. Prind jgheabul de cârligul de susținere. În general am folosit sisteme pluviale din plastic, dar se pot folosi foarte bine și la sistemele metalice și nu doar cârligul față de jgheab, ci și prinderile între ele ca să le confere o rezistență cât mai bună și o stabilitate cât mai bună. Eu am un clește pentru popnituri de la Yato, un clește care este aproape nou, nu l-am folosit decât de vreo două ori când mi-a trebuit. Un clește cu care se pot nitui popnituri de la cuprinse între 2,4 și 4,8 ca diametru, un clește cu lungimea de 200 de mm. Un sistem de clește un pic mai nou, știți că există alea modelele un pic mai vechi, la care aceste bacuri trebuie strânse cu o cheie. Eu bacuri le spun la astea, voi nu știu cum le spuneți sau dacă asta este denumirea corectă. Deci, astea sunt foarte ușor de scos de aici și folosim capul care ne trebuie. Uite, scrie și pe el, ăsta este de 4, deci noi o să folosim pe ăsta de 4 pentru popniturile de 4. Mai are de 4,8, de 2,4 și ăsta de aici din care este deja montat în această mandrină este de 3,2. Hai să vedem un pic că a trecut ceva timp de când l-am folosit și eu. Ar trebui să îl folosim pe cel care se potrivește cel mai bine. Asta e un pic cam larg, așa că o să-l las pe ăsta care, uite, am și mi-a și rămas înăuntru o sârmă de la un popnit vechi pe care nu pot să-l scot. Trebuie să scot asta afară să pot să îl trag de aici. A rămas înțepenit, din păcate se mai întâmplă și chestia asta, să rămână câte unul blocat. Asta e o chestie un pic cam enervantă, că de fiecare dată rămâne înțepenit aici câte un de ăsta. L-am scos până la urmă, am fost nevoit să folosesc un ciocanel. Se mai blochează în fălcile astea de aici. Din păcate, asta este. Mai pățeam și la modelele mai vechi de clești. Hai să vă vorbesc un pic așa despre clește. Deci cam așa arată. Sper să-l încadrez foarte bine acolo. Un model de clește, așa cum am spus, un pic mai nou, pentru care aceste bacuri sunt rapide. Le pot strânge cu mâna. La modelele mai vechi trebuia o cheie aici pentru strângere. Și la drept vorbind îmi place și mai mult ăsta cum arată, are un mâner cauciucat, destul de confortabil, se folosește foarte ușor. Principiul care este? Vedeți că aceste pumnituri sunt formate din, practic, din această sârmă. Aici are o cămașă și o bilă. În momentul când bag cotorul ăsta, coada, în clește, cleștele o să tragă bila de aici, o să o împingă prin această cămașă, cămașa o să se umfle și în momentul în care rezistența cămășii este mai mare decât a cozii, aceasta se va rupe, iar cele două piese pe care vrem să le îmbinăm vor rămâne prinse între gâlma care o să se formeze aici de la această cămașă și această margine care este deja făcută din fabrică.
Deci principiul, așa cum v-am spus, este unul destul de simplu. Hai să montăm bacul aici în clește. Asta se bagă exact în felul ăsta și se trage. Acum, pentru demonstrație, eu am găsit așa o țeavă rectangulară și o foaie de tablă, cred că este de 0,5, pe care eu vreau să o prind în două puncte, unul aici și unul aici. Da? Deci să presupunem că vrem să facem, nu știu, un fel de poartă din tablă și nu vrem să folosim autoforante, vrem să folosim acest sistem de pocnituri. Acum o să avem nevoie de un spiral cu aceeași grosime pe care o are și pocnitul. Am spus că este de 4. O să dăm două găuri, una aici, una aici, și pe urmă o să le prindem cu aceste două pocnituri pe care le am aici, astea de 4. Asta de 3 îl dăm deoparte pentru că eu nu am acum un spiral de 3. Facem demonstrația cu cel de 4. Încercăm să prindem acest spiral în mandrină. Bun. Perfect. Acum va trebui să dăm două găuri prin tablă și prin bara rectangulară. Sper să nu fugă de aici, să nu mai stau să le prind în mandrină. Am dat-o pe prima, o să-l prind pe primul și pe urmă o să dau și pe a doua, pentru că ne fiind fixate în nimic, s-ar putea să le dau distanțate cumva. Hai să vedem așa, deci capul ăsta se bagă prima dată aici, înăuntru, deci pocnitul intră prin cele două materiale, vom băga cleștele. Îmi prinde această coadă și tot ce trebuie să facem acum este să tragem. Trebuie acționat cu forță și în momentul când o să auzim o pocnitură, înseamnă că deci coada s-a rupt. Da. Aceasta a ieșit destul de ușor și am făcut prima îmbinătură, cam așa. Hai să o fac și pe a doua ca să rigidizez cât mai bine acest ansamblu. La fel luăm cel de-al doilea pocnit, îl introducem prin cele două materiale. Prindem coada în bacul cleștelui și strângem. S-a rupt și acesta. Sper să iasă și ăsta perfect. Deci asta este îmbinătura cu pocnit. Era bine să fie ales o platbandă. Ia să vă arăt și pe partea cealaltă cum rămâne, sper că se vede prin interior, cam așa arată gâlma dinăuntru care rămâne de la pocnit și asta este prinderea cu pocnituri. Este o variantă de prindere definitivă, destul de stabilă, durabilă, aceste pocnituri sunt zincate, nu ruginesc și reprezintă o alternativă destul de eficientă, rapidă și ușoară pentru a îmbina diferite materiale. Așadar, acesta este tutorialul pe care am vrut să vi-l fac astăzi. Sper că am reușit să vă învăț ceva pe cei care nu știau despre acest sistem și cum se folosește sau cum se efectuează îmbinarea cu pocnituri. Până la clipul următor, vă doresc ca de obicei să aveți mult chef de treabă, o seară plăcută și numai bine!